Stimați telespectatori, stimați cetățeni Republicii Moldova, 5 aprilie 2009 va fi o zi istorică pentru destinul țării. Și vă rugăm pe toți ca să veniți în primul rând la urne, să nu fie absenteism, asta prima. A doilea, să votați Uniunea Centristă din Moldova și cu președintele Tarle, că veți vota pentru independență, pentru integritate teritorială și rezolvarea problemului transnistrian, diferentului, pentru integritate, pentru integrare europeană, pentru un stat economic puternic și ridicarea sărăciei, pentru un stat social cu asigurarea de la naștere, grija față de om de la naștere până la bătrânețe și până la deces, pentru, deci, un stat de drept, unde vom, deci, alunga acest flagel, această maladie a corupției de care s-a vorbit în sala aceasta și vom trăi mai bine. Vă mulțumesc!